Forfotă în toate parcurile și zonele verzi din capitală, unde este întoi campania de toamnă de colectare a frunzelor. Angajații de la spații verzi și-au luat greblele și păturile și s-au apucat de lucru. Ei adună frunzele în grămezi, apoi le încarcă în tractoare. Asta deși acum 3 ani au fost procurate aspiratoare speciale pentru a le ușura munca. Șeful Direcției Locativ Comunală ne-a spus că cele 5 utilaje sunt folosite doar atunci când volumul de lucru este mai mare. La rândul lor, unii muncitori confirmă că măturile făcute din crengi sunt mai comode. Potrivit experților, frunzișul colectat toamna este prelucrat și se folosește ca îngrășământ pentru plante. Toamna înseamnă și mai multă muncă pentru muncitorii de la spații verzi, care au început salubrizarea parcurilor din oraș. Această echipă, formată din 12 lucrători, am surprins-o în parcul Ștefan cel Mare din centrul capitalei. Oamenii adunau frunzele uscate în grămezi, după care le cărau spre tractorul din apropiere. Deci totul atât să lucrezi. Dar e fizic afară, e normal, aer. Raisa Palamarciuc muncește la spații verzi de mai bine de 25 de ani și spune că nu ar schimba niciodată munca în birou pe cea în aer liber pe care o are acum. Recunoaște că uneori este greu, dar spune că nu va renunța. Ca și ușcarea în timp. A noi fie vară, fie toamnă, fie iarnă, oricum de lucru este și avem de la țară și la țară tot avem de lucru mult. Printre muncitori am găsit-o și pe această femeie care avea o mătură improvizată din crengi. Deși are unelte mai noi, spune că anume așa este mai comod să facă curățenie. Mie îmi dragă, cistătură, na vodă și lidem undăvârșii. E frazne, e tachie, e șotchi, e venici, tolcă răbătă. Este mai ușor, fiindcă este încă iarbă, dacă iarba este mai mare, grebla foarte greu intră în iarbă și este greu de acumulat. Și cu măturile astea, cu ramurile, astea sunt formate din ramuri. Sunt poate nu atât de frumos, dar în schimb sunt mai ușor pentru muncitori. Dacă responsabilii de la spații verzi se ocupă de curățenia în parcuri, de colectarea frunzelor căzute pe trotuare și prin curți au grijă direcțiile municipale pentru gestionarea fondului locativ, care au încheiate contracte cu Direcția Locativ Comunală. Într-o curte din cartierul Telecentru, munca era întoi și aici muncitorii lucrau după metoda tradițională, colectau frunzele pe o pătură și le cărau la tractor. M-am deprins. Cu ce anume v-ați deprins? Așa, și cu brigada, și cu maestera, și cu năceanșii, și cu lucru. Amintim însă că acum 3 ani primăria Chișinău se lăuda că a cumpărat aspiratoare pentru a face curățenie mai ușor în oraș. Atunci autoritățile spuneau că utilajul nou va permite colectarea frunzelor direct în remorcă, deși astăzi nu am văzut în teren niciun aspirator. La telefon, șeful interimar al Direcției Locativ Comunale ne-a spus că aceste utilaje se folosesc doar atunci când volumul de lucru este mare și că fiecare sector dispune de un astfel de aspirator. Avem chiar și un fel de mături care sflante pe alei, pentru noi este comod, că ne ajută mult, dar locatare de pe oraș, pe aici, cam fac gălăgii, că fac colc, nu știu ce, și le folosim mai puțin. Frunzele ducem la stație epurare, acolo avem o platformă, unde le acumulăm pentru a pregăti compost pentru plante, pentru anii viitori. Campania de salubrizare de toamnă a început de luni și va dura până pe 30 noiembrie. Tot în această perioadă se planifică plantarea a 50.000 de arbori în zonele verzi din oraș. Totodată, oamenii sunt îndemnați să depoziteze separat deșeurile în formă de frunziș și să nu dea foc acestor deșeuri vegetale. Cei care încalcă regula de asigurare a curățeniei pot fi sancționați cu amendă de până la 1.800 de lei sau până la 60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității.